Sacor, fraierul, era un specimen unic. Își trăgea hălci de foame crâncenă ca unul care nu și-a văzut salamul de 3 zile. Filmele alea cu sex îl făceau să-și dorească și altceva decât frecție la erecție. Mai mult de atât nu putea avea că era mai șters la buzunar decât cârpa cu care ștergi căcatul. Streamingul era baza, locul lui de refugiu. Sacor dădea iama în transmisii live ca un șmecher cu BMW, insuflându-și vocea prin microfon până când abia mai scotea un foșnet metalic. N-avea bani de altul, așa că stătea și scotea sunete ca un Logan lovit la roată. Orice postare cu căcat proaspăt îi dădea fiori și îi umplea creierii de ideea că și el ar putea avea o halcă de carne pe masă. Începea să berbească ca un bețiv pe băncuța la mătă acasă până microfonul îi urla în ureche: "Lasă-mă, frate!" Toată lumea râdea de el pe net, dar cum zicea Chelu: "Râzi, dar să mă iei în seamă." Zi de zi Sacor se făcea de râs, dar se făcea bine, era un showman de cartier într-o lume de pupincuriști. În hohote de râs mai scotea niște respect cât să-și atragă o mână de fan loiali, ratați ca și el. Își țintea pelicula la orice floșcăitură de căcat pe Reddit, se mărita cu ele și le dădea undă verde. Sacor era un veritabil clov de mahala, un fel de sărmăluță ninja în lumea asta plină de cârnați cu pretenții.